Am revenit în direct la Sanctuarul Marian de la Cacica. Echipa RCS Media este alături de dumneavoastră în aceste zile binecuvântate, care, iată, ne pregătesc de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. Îl avem acum alături de noi pe Părintele Anton Mărândescu, rectorul Sanctuarului de la Cacica, gazda noastră, să spunem așa, și cel care se îngrijește ca totul să meargă foarte bine. Lăuda să fie Iisus, bine ne revedem și anul acesta. În vecii vecilor, amin. Bine ne-am regăsit într-o formulă nouă pe ercismedia.ro. Suntem în ziua premergătoare a hramului, 14 august. Deja văd că oamenii se apropie din ce în ce mai mult. Credincioșii vin la sanctuar și știm cu toții că nu v-a fost ușor să organizați anul acesta hramul sanctuarului. Cum ați reușit totuși să puneți la punct, iată, să pregătiți sanctuarul pentru ai primi cât mai bine pe cei care se încumetă, cei care sunt mai curajoși și vin să trăiască evenimentul, să trăiască hramul sanctuarului de la Cacica? E adevărat, pregătirile le-am făcut ca și pentru un pelerinaj, atâta vreme cât restricțiile care vin din partea autorităților civile impun o oarecare distanțare socială și măsuri de precauție în această privință. Întotdeauna am avut și suportul multor oameni care mi-au sărit în ajutor în organizarea acestei sărbători, plecând de la voluntarii care nu m-am așteptat în acest an, au venit cu drag să dea o mână de ajutor și chiar în această vreme de pandemie. Mă bucur că sunteți și dumneavoastră alături de noi la Sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica, pentru ca mesajul să ajungă în casele oamenilor, acolo unde credincioșii nu au putut să facă acest pas spre Sanctuarul de la Cacica. Cu mare drag întotdeauna ne-am implicat pentru această sărbătoare, pentru că, propriu-zis, Sfânta Fecioară Maria este o mijlocitoare pentru fiecare dintre noi. Ne ajută în toate, chiar și în aceste momente de criză, când nu mai vedem parcă luminița de la capătul tunelului, iată, avem această oportunitate de a ne adresa ei la Cacica să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru aceste vremuri de criză. Iată, a fost întotdeauna această atenție, această grijă pentru cei care rămâneau acasă sau care poate se aflau mult prea departe pentru a ajunge la celebrările de la Cacica, dar cred anul ăsta, mai mult ca oricând, din cauza condițiilor și din cauza acestei pandemii, și noi cu siguranță avem mult mai mulți urmăritori, mult mai multe persoane care și-ar fi dorit să fie aici, dar nu au putut. Cum îi îndemnați să trăiască totuși pelerinajul chiar și de acasă, pentru a-l trăi ca pe un pelerinaj al inimii, pentru a trăi sărbătoarea ca pe o sărbătoare? E adevărat, pentru a trăi într-un mod profund aceste celebrări, se impune oarecum o prezență fizică, dar există și această oportunitate de a ne uni în rugăciune, într-o comuniune de viață, noi cei de aici care implorăm ajutorul Maicii Domnului, împreună cu cei care ne urmăresc în direct. E adevărat, sunt conștient că sunt oameni care tânjesc după Cacica, am primit multe mărturii din partea pelerinilor, care îmi spuneau, părinte, venim de 35-40 de ani și sunt sigur că vor fi și credincioși care nu țin cont de pandemie. Dacă Sfânta Fecioară Maria le-a pus pe inimă să vină, ei vor veni și vor participa cu suflet la aceste celebrări. Aceste restricții, cele trei principale, distanțarea fizică, purtarea măștii și da, a igienii mâinilor, exact, sau cu dezinfectant, cu siguranță pot trăi o sărbătoare. Dacă Maica Domnului îi cheamă, nu îi cheamă să îi îmbolnăvească, îi cheamă să trăiască cu adevărat aceste momente profunde, sufletești, spirituale. Un ultim lucru, am văzut că totuși din program nu ați scos nimic, a rămas același, toate celebrările cu care eram obișnuiți, iată, le vom avea și anul acesta. Ce urmează așadar și cum le-ați luat această hotărâre? Anul acesta, față de anii anteriori, avem și bucuria de a prilejui 100 de ani de la nașterea Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea.
Și iată, Uniunea Polonezilor din România au reușit aici, în fața sanctuarului, în piața Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, să facă o expoziție într-un mod cronologic a vieții Papei Ioan Paul al II-lea. De la copil, perioada când a fost sfințit preot, cardinal, papă și culminând cu, dacă vreți, ca o cunună, faptul că el este declarat și sfânt de Biserica Catolică, de biserica noastră. Pelerinii care vin la Cacica au această oportunitate să vadă, să treacă și prin fața acestor benere care relatează viața Sfântului Părinte. Bineînțeles, vom oferi și noi aceste imagini, le vom pregăti și le vom oferi celor care ne urmăresc de acasă pentru a lua contact cu această expoziție Sfântului Ioan Paul al II-lea Geneza, da? Pentru că vrem să vedem un parcurs al unui sfânt din timpurile noastre, de la anii copilăriei până în ultimii ani ai vieții, mai ales că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea și, bineînțeles, statuia Sfântului Ioan Paul al II-lea este în fața acestui sanctuar, în piața care îi poartă numele și ne bucurăm da, să... Da, și pentru noi este de mare preț acest Sfânt Părinte, pentru că, mai ales aici în Bucovina, am avut minunata oportunitate ca acest sanctuar, inițial în 97, fiind la nivel național, proclamat după aceea, să fie în anul 2000 proclamat ca și Bazilica Minor. Această titulatură pe care însuși Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a acordat acestei biserici, acestui sanctuar. Ce presupune acest titlu pe care l-a primit Bazilica? Sunt puține biserici în lume care poartă această denumire de Bazilica Minor, datorită fenomenului că atrage foarte mulți pelerini de la an la an, faptul că sunt atâtea mărturii din partea pelerinilor care vin, se apropie de acest sanctuar, de icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului care este prezentă în acest sanctuar, l-a determinat pe Sfântul Părinte Papa să declare acest sanctuar cu titulatura de Bazilica Minor. Se alătură aceste bazilici minore celor patru mari bazilici din Roma și ne bucurăm că noi suntem iată la o astfel de bazilică. Peste câteva momente va începe Sfânta Liturghie de deschidere a hramului sanctuarului. Pe scurt, care mai sunt momentele din această după-amiază? Da. După Sfânta Liturghie de la ora 12, liturghia de deschidere, următorul moment va fi adorația euharistică la ora 3, la ora 4, calea Sfintei Cruci, la orele 18, liturghia tinerilor și a persoanelor consacrate. Mă uit așa în zare, văd, sunt și tineri, sunt și persoane consacrate, va fi o liturghie dedicată lor. După aceea, urmând să ne întâlnim pentru privegherea mariană la orele 10. Vă mulțumim, iată, urmează Sfânta Liturghie. Mulțumim. Trebuie pentru să mergeți aceste să vă cuvinte. Pregătiți pentru că este mulțumesc acest... din mulțumim mult pentru aceste momente. Mult succes în activitatea voastră.